Binecuvântat să fie Domnul și Dumnezeul nostru! Astăzi, cu ajutorul său, continuăm cu tematica reforme, lecția a treia, factor pro reformă. Reforma, întoarcerea sau trezirea, pocăința, cum am vrea să o numim, este o ploaie de har, dar aceasta nu vine din senin. Doar din nori poate să vină ploaie. Există anumite cauze care favorizează reforma și asupra cărora trebuie să zăbovim cu atenție. Într-o altă ordine de idei, copiii, spiritual sau fizic vorbind, nu se nasc fără părinți. De aceea trebuie să ne gândim ce este înainte de reformă, să nu ne așteptăm în mod pasiv ca reforma să apară ca o minune nebănuită. Spune Scriptura, citesc din Cartea Profetului Osea, capitolul 10, versetul 12, Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurare. Deci e un timp, un fenomen, un proces de la semănat la secerat. desțeleniți vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă ploie mântuire. A lucra ogorul ține de noi. A face să vină ploaia ține de Dumnezeu. La fel este și în cazul reformei. Să observăm ce ne privește pe noi, pentru ca Dumnezeu să aibă drum deschis, câmp de lucrare pregătit. Factorii pro-reformă sunt, în primul rând, responsabilitatea Bisericii, a celor care sunt conștienți. E datoria oricărui păcătos. Dar în primul rând sunt responsabili cei care mai au legătură cu Dumnezeu, care pot să determine ca Harul lui Dumnezeu să vină peste popor. Tot din profești citim din Isaia 59, versetul 20, despre nădejdea, posibilitatea de a trimite Domnul ploaia trezirii, Da, va veni un răscumpărător pentru Sion, dar iată pentru cine. Pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Răscumpărătorul, cum știți, Domnul Hristos n-a venit pentru toată lumea, deși ar fi avut posibilitatea orice om să fie mântuit. Dumnezeu i-a iubit pe toți. Drept urmare, apostolii scriau, spuneau, citim din Faptele Apostolilor, capitolul 3, să vedem cum s-au împlinit cele anunțate prin profeți și care sunt factorii pro-reformă. Fapte 3, versetul 19, un cuvânt bogat din cuvântarea Apostolului Petru, Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Numai Dumnezeu poate să trimit, dar, așa cum am spus de la început, depinde de atitudinea noastră. Pe acest fond vreau să observăm mai întâi factorii indirecți care ajută reforma. Apoi ne vom opri la factorii directi, la cei care Depind de noi, efectiv. La capitolul factori indirecți, menționez mai întâi mișlociri și rugăciurile ale celor credincioși. Acestea lucrează în limitele harului divin, dar e foarte important ca să ne rugăm pentru cei păcătoși, pentru cei care sunt departe de Dumnezeu, să mișlocim ca Dumnezeu să ierte și să-i cerceteze. Iată, drept exemplu, din întâia cartea lui Samuel, lucrarea acestui mare mijlocitor al lui Israel, pe care Dumnezeu l-a folosit în a sensibiliza inima poporului, în a se întoarce la Domnul. Citind din 1 Samuel 7, versetele 1 la 8, de unde aflăm că schivotul Domnului a fost păstrat într-o casă, au trecut 20 de ani, finalul versetului 2 ne spune, după acest timp, toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Dar, din contextul vremii, înțelegem că Samuel a fost cel care s-a rugat drept dovada a ceea ce vă spun. Vă citesc de la Versetul 5. Samuel a zis, strângeți pe totul Israel la Mitzpa și eu mă voi roga Domnului pentru voi. Apoi când a venit conflictul, scrie în versetul 8, evreii au zis lui Samuel, nu înceta să strângi pentru noi către Domnul Dumnezeu nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Rugăciunea l-a marcat pe Samuel, ar spune, din pântecile mamei lui, a avut o mamă rugativă, care a suferit pentru Israel. Bijlocirile de fapt au început cu Ana, care a dorit ca să fie un om de valoare în Țara Sfântă. Și la sfârșitul vieții sale, citim 1 Samuel capitolul 12, deși și-a încheiat activitatea în mod oficial, ca judecător, ca și conducător în Israel, scrie aici în versetul 23, departe iarăși de mine, să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Și, în paralel, vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă. De aceea este scris mai târziu în Ieremia 15:1 și 2, erau cuvintele lui Dumnezeu: Chiar dacă Moise și Samuel, cei doi mari mijlocitori, se vor înfățișa înaintea mea, totuși nu-i voi ierta. Așadar, mijlocirile au un mare efect, dar limitat că și Harul lui Dumnezeu are o vreme în care operează. Dar rămânând aici în cazul lui Samuel, mai citesc din capitolul 15 ca să vedem într-un caz particular cum știa el să mijlocească. Versetul 10 și 11. Domnul a vorbit lui Samuel și i-a zis, Îmi rău că am pus pe Saul împărat că se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. Rugăciuni cu orele, de fapt, așa se mijlocește. E modul de stăruință de a veni înaintea Domnului ca să se îndure. Pe lângă mijlocirile de ordin uman, în care adevărații credincioși, părinții spirituali, conducătorii, se roagă, mijloce sau orice alt credincios. Să nu uităm că Domnul Hristos efectuează slujba de mare mijlocitor în cer. Și numele Lui și rugăciunile Lui au efectul cel mai binecuvântat. Căci de fapt noi beneficiem de mijlocirea Lui. El s-a rugat în Ioan 17, după cum este scris, mă rog pentru credincioși, spunea El. Și cu siguranță de la dreapta măririi face slujba aceasta potrivit celor scrise în epistola către evrei. De asemenea să ne gândim că Duhul Sfânt este un mijlocitor. Și despre aceasta citim în Roman, capitolul 8, și vreau prin aceasta să înțelegem că cei care mijlocesc se poziționează lângă Domnul Hristos și Duhul Sfânt în cerere înaintea lui Dumnezeu, a tot stăpânul ca să se îndure, să ierte și să mântuiască. Romani 8, 26 și 27. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mișlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mișlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Așadar, mijlocește în primul rând pentru sfinți, dar dacă ne gândim la întreg contextul Scripturii, de exemplu scrie în Genesa 6 că Duhul Dumnezeu nu se va lupta pururea, sau scrie că de-abia într-un târziu îl părăsește pe om. Deci Duhul Sfânt se luptă pentru sfințire și atunci când omul se îndepărtează, își aduce aportul de mijlocire, dar și acesta este limitat, toate până într-o zi. Să ne nădăjduim că și în vremea aceasta Domnul mare mijlocitor. O de a fi și noi pentru ei. Să ne rugăm ca Domnul să vină și să ploaie mântuire. În al doilea rând, un alt factor indirect pro reformă. Necazul, pedepsele pe care Dumnezeu le trimite peste oameni. Acestea au rolul într-o primă fază să-i trezească, și să-i întoarcă la calea vieții, să-i facă pe oameni să se gândească la Dumnezeu. Citim din Salmul 78 despre istoria evreilor. Ei au fost loviți frecvent de mâna divină tocmai cu acest scop. Versetul 34 din acest psalm care descrie istoria poporului Israel când îi lovia de moarte, ei îl căutau. Se întorceau și se îndreptau spre Dumnezeu. Își aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeu la tot puternic este izbăvitorul lor. Iată de ce Dumnezeu folosea aceste metode punitive ca să-i corecteze. Se abătuse din drum, și după cum un om poate să pedepsească un animal care iese din brazdă sau părăsește calea, așa face și Dumnezeu. Tot despre această procedură divină citim în cartea profetului Osea, evident că Dumnezeu știe ce atitudine au oamenii. Și cum spuneam și noi, ca oameni în raport cu alți oameni sau chiar cu copiii noștri, procedăm la fel. Osea, capitolul 5, versetul 15. Voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea, până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Dumnezeu ar putea să stea liniștit, pasiv, pe tronul său și noi să ne pocăim dacă vrem dar în dragostea lui grăbește pocăința noastră cu necazuri. Să ne amintim că fiul risipitor nu s-a întors acasă de dorul tatălui. A venit o foamete mare în țara aceea, scrie în Luca 15. Și asta l-a determinat să se gândească altfel. Să-și dea seama că moare, la tata poate să trăiască, deși și-a amintit că la tata trebuie să slujească, acolo sunt argați care își face fiecare treaba lui. Însă în asemenea momente omul are de ales cei de făcut și ferice de aceia care ascultă și se întorc la Domnul. oameni Sunt însă situații în care oamenii refuză să se întoarcă, chiar și în urma loviturilor. Oamenii pot nega și respinge determinarea divină prin pedepse, dar despre respingere ne vom ocupa în lecția următoare, în factorii antireformă. Amintesc doar că într-o asemenea situație, cel ce suferă dar nu se pocăiește, e frate cu tâlharul acela de pe cruce, care s-a diferențiat de cel ce l-a mustrat și a zis, noi suferim pe drept. Și știți, unuia Dumnezeu i-a promis mântuire și celălalt a suferit degeaba. Pentru că n-a înțeles că suferința ar fi putut să îl ajute să gândească altfel, ca și pe colegului de suferință, ca și pe fiul risipitor. În cartea profetului Isaia, de exemplu, scrie în capitolul 19, versetul 22, despre lucrarea Domnului în urma pedepselor. Astfel, Domnul va lovi pe egipteni. Îi va lovi, dar îi va tămădui. Ei se vor întoarce la Domnul, care îi va asculta și îi va vindeca. Fie în Domnului cu mântuire pe cei ce sufără. Se poate pricepe aceasta. Se poate spune și în final, cum este scris în Psalmul 119, cu un cuvânt care uneori dacă nu-l citim atenți, nici nu-l înțelegem corect, 119, versetul 67. Și poate mulți pot să declare acest adevăr. La începutul vieții de pocăință sau mai târziu. Până ce am fost merit, rătăceam. Dar acum păzesc cuvântul tău. Sunt vremi în care Dumnezeu smerește pe oameni. Și atunci se opresc din rătăcirea lor și se întorc la calea Domnului. Voi mai citi și alte referințe din Scriptură pentru a observa că Dumnezeu frecvent a procedat așa, ca oamenii sub pedeapsă să se întoarcă la El. Dar citim tot de aici mai întâi versetul 75. Știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte, din credincioșie mai smerit, a recunoscut dreptatea și intenția bună a lui Dumnezeu când a procedat așa. Dar să luăm un caz din Vechiul Testament, cartea a doua, Cronicilor, capitolul 15, versetul 4. Aici este o prezentare a istorii de până atunci, dar în mijlocul strâmtorărilor s-au întors la Domnul Dumnezeu lui Israel, l-au căutat și l-au găsit. În vremurile acelea nu era liniște, pentru ce se duceau și veneau că cereau mari turburări printre toți locuitorii țării. Un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăți, pentru că Dumnezeu le turbura cu tot felul de strâmtorări. Cu ce scop? Așa cum am citit în versetul 4. Ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu, să-L caute și Dumnezeu se lăsa găsit. Am citit despre un îngrijitor de păsări care în timp ce hrănea niște păsări exotice pe un vapor, n-a fost atent și n-a scăpat pe o pasăre rară din colivie și s-a plâns ce mă fac? Este o pagubă mare. Și un om înțelept a zis: Lasă Colivia deschis, este șanse să vină înapoi. Cum să mai vină? În Colivie din Libertate. Gândește-te că suntem în mijlocul mării. Unde să se așeze? Și după câteva ore de zbor, s-a întors înapoi pe vapor. Pentru că nu avea altă șansă, ori să moară, ori să revină. Dumnezeu uneori ne bagă prin valuri. Și dacă până atunci noi stăteam liniștiți pe malurile noastre, Dumnezeu ne împinge la curenți. Și atunci strigăm după ajutor și suntem gata să ne urcăm în barca de salvare pe care Domnul vrea să o conducă în voia sa și să ne pocăim cu toată inima. Amin? În de aceasta mai citesc și din Ieremia, doar capitolul 31, și 36, mai întâi 31, versetul 19, După ce m-am întors, m-am căit și după ce mi-am recunoscut greșelile, mă bat pe pulpă, sunt rușinat și roș de rușine, că-și port o cara tinereții mele trebuia să recunoască. Și aici scrie foarte clar în context că Dumnezeu a fost nevoit să-l pedipsească pe Efraim. Zicea Domnul, este Efraim un fiu scump, cu drag se gândea la el, dar și cu durere. Și tot din Iremia, citim capitolul 36, versetul 3, Poate că vor auzi casa lui Iuda, tot răul pe care am de gând să le-l fac, se vor întoarce fiecare de la calea lor ce are și le voi ierta astfel nelejuirea și păcatul. Adică Dumnezeu anunță odată înainte de a-și trimite mânia, mai poate interveni pe parcurs și după cum scrie în cartea Levetic, Dumnezeu poate năspri măsurile, zicea acolo, dacă nu vă întoarceți după atât, vă pedepsesc de șapte ori mai mult nu vreți nici așa, de șapte ori mai grea va fi pedeapsă. Îmi povestea un tânăr în Spania că tot a amânat întoarcerea la Domnul, deși părinții lui se rugau, îi plăcea lui lumea. Era prins în cursa diavolului de fapt, și într-o zi l-au apucat niște dureri puternice de stomac, ocluzie intestinală, urgent, în operație la Timișoara, și zicea el, frate, nici nu știu exact care a fost momentul în care m-am pocăit. A fost învăluit în durere. Atâta știu că pe când mi-am revenit din operație mi-am pocăit. Ar fi putut Dumnezeu să-L mântuiască fără aceasta. Dar unii nu pot vedea cerul până stau cu fața în sus. Și după ce stau la pat și au vreme să se gândească, atunci dintr-o dată își dau seama, am greșit, eram pe drumul ce rău. Și toate acestea le face Dumnezeu într-o primă fază ca să-i mântuiască pe oameni, fiindcă îi iubește. Domnul bate cu pe orice fiu pe care îl iubește. Am menționat așadar acești doi factori externi, mijlocirile și pedepsele care Dumnezeu le trimite. Au rolul să-i trezească pe oameni, să-i întoarcă la Domnul. Acum vreau să observăm factorii direcți care ne privesc sau pe cei în cauză care nu sunt întorși la Domnul. Am identificat și aici doi factori externi și doi factori interni. Factorii externi țin de persoanele care intră în relație cu noi. De exemplu, profeții, cei care transmit mesaj de la Dumnezeu vorbind păcătosului, se constituie ca un factor provocator pentru pocăință. Dumnezeu a folosit profeții de-a lungul istoriei în mod deosebit chemând oamenii să se întoarcă la el. Ei înștiințează poporul despre planurile divine, fie în bine, fie în rău. Îi pun în temă despre ce urmează, ca Iona, pe cei din Ninive. Cum s-ar fi pocăit din Inive dacă n-ar fi fost acest factor Direct, dar extern. Un profet care le-a adus mesajul salvării. De aceea vom citi în mod deosebit din profeți la această idee. Mai întâi Amos, capitolul 5, versetul 4 și în prevința aceasta ne bucurăm, mulțumim Domnului că există și în vremea noastră profeți care să ne vorbească despre întoarcerea la Domnul. Căci așa vorbește Domnul către casa lui Israel, căutați-mă și veți trăi. Deci mesajul Domnului este pozitiv și este adresat prin profeții săi. Citim mai pe larg din Ieremia, capitolul 26. Acest profet n-a avut mare succes, dar este foarte evident în cartea sa că Dumnezeu vrea prin profeți să cheme poporul înapoi la el. Oare ne plac nouă astfel de mesaje profetice care ne îndeamnă la păcăință? Isaia 26 cu 2 și 3. Așa vorbește Domnul. Stai în curtea casei Domnului și spune acelora care vin din toate cetățile lui Iuda să se închine în casa Domnului toate cuvintele pe care sporunce să le spui. Nu lăsa niciun cuvânt din ele. Poate că vor asculta. Și se vor întoarce fiecare de la calea lui Cearea, atunci mă voi căi de răul pe care mă gândeam să-l fac din pricina răutății faptelor lor. Deci l-a trimis pe profet în calea lor Cearea să-i îndrepte pe calea cea bună. De altfel este o datorie sacră și fundamentală a prorocului. Prorocul care vede poporul mergând spre rău și nu vorbește, se face vinovat înaintea Domnului. Orică nu vede sabia, orică nu anunță poporul că vine sabia peste el. De aceea Ezechiel a fost înștiințat, citim din capitolul 3 al cărții sale, și se reia ideea mai târziu, că acesta a fost rolul său. Să știe cei care sunt profeți, cred că o știu, sau alții pe care Domnul îi cheamă în lucrarea aceasta, rolul de chemare la pocăință. Ezechiel 3 cu 19 dar dacă vei înștiința pe cer rău și îl tot se va întoarce de la lui și de la calea ce are, va muri prin nelegiurea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Și aici scrie mai pe larg și prohul care nu anunță se face vinovat. Dumnezeu reia aceasta în discuția cu profetul și citim din capitolul 33, aceeași carte, Ezechiel, Versetul 8. Când zic celui rău, rău le vei muri negreșit, și tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui ce are ea, răul lașilă la va muri în lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Deci rămâne ca profetul să se mântuiască sau să se facă vinovat, iar cel ce aude mesajul să se întoarcă sau să refuze și ca atare să piară în nelejuirea lui. Să nu neglijăm aceste mesaje. Dumnezeu uneori în lipsa profeților ne vorbește prin vise, dar în mod deosebit prin profeți. Auzim cazul unui vânător care a fost deranjat pe parcursul unei nopți de mai multe ori de lătratul insistent al câinelui și având armă în dotare, după ce l-a certat de vreo două ore, trei ore, a supărat, păi afară și l-a pușcat. Dimineața a constatat că și tocmai în partea aceea casei intraseră hoții, îi prădaseră, făcuse o pagubă. Câinile avusese rolul lui specific. Se spune că e o problemă, dar câinile nu-și putea vorbi mai mult. Așa uneori împușcăm noi conștiința noastră. Că Domnul ne vorbește ori într-un fel, ori într-altul. Dar spune Scriptura, omul nu ia seama. Și ca aha, poate nu agrem astfel de mesajeri. Ei spun ca să-și facă datoria. Eu nu cred că pentru un proroc e o mare bucurie să mustre pe cineva. Dar este dator să o fac ce poștaș duce cu plăcere o telegramă cum era mai de mult sau un anunț negativ. De fapt, noi venim cu unul pozitiv, fericit de aceia care îl primesc, îl înțeleg. Mi-am amintesc de cazul unui frate acum, căruia Domnul i-a vorbit mai întâi, a vorbit mamei lui care se roga pentru el. Și într-o zi, ea vine la băiat și zice, am venit să te mai văd. Dar de ce, mamă, ești bolnavă? Te gândești că mori? Și ea îi zice, nu eu, tu. Dar eu n-am nimic, eu sunt tânăr. Auzi, Domnul mi-a vorbit că dacă nu te întorci, nici nu te mai cheamă, dar nici nu te mai așteaptă mult. Că faci de o cară calea Domnului. El avea și teamă, dar în același timp era lumesc. S-a deghizat el, s-a dus la un proroc și Domnul i-a vorbit așa, să știi că te chem pentru ultima dată, cum am spus. s a gândit el cum vine asta pentru ultima dată. Și s-a mai dus la 4-5 bancă bă, s-a dus într-un loc unde știa că Domnul vorbește la toți. Și într-adevăr, Domnul le-a vorbit la toți că s-au fost cu el numai lui, nu. Atunci s-a speriat. O fi ceva. Și a ținut cont de mesajul Domnului. A fost și o altă lucrare prin care Domnul l-a avertizat și s-a pocăit. Mulțumim Domnului pentru astfel de situații. Îmi povestea un frate în vârstă acum, că la tinerețe a fost trimis de Domnul într-un sat, nu cunoștea pe nimeni. A ajuns acolo spre seară și atunci s-a gândit, dar la cine mă duc? Și în duh s-a spus, intri la prima poartă care o vezi deschisă. Face așa, omul venea din grădină cu furca, cu paie, o lasă jos și zice pe nume la fratele. Și acesta îi spune, da, de unde mă știi? Am avut un vis azi noapte, că vine un frate cu numele cutare la noi. Hai să intrăm în casă la rugăciune. Și prin cel venit, Domnul dă un cuvânt de descoperire. Zice, ascultă, bărbatule, moartea care a intrat în curtea aceasta și și-a făcut rondul să știi că și-l va face mai departe, dacă nu te întorci la Domnul de cinci ani nu mai mergea la adunare că avusese niște supărări cu frații. Moartea intrase în gospodărie, că i-a murit un porc, i-a murit o vacă și acum ce mai grave era nevasta bolnavă în pat. Când a auzit el asta, s-a speriat și într-adevăr s-a hotărât să întoarcă la Domnul, ceea ce a și făcut. Iată ce valoare are un proroc care merge cu un mandat de la Domnul să ducă vestea întoarcerii. În al doilea factor sau situație determinantă, avem propovăduitori în păcării, evangeliști în prim plan. Ei nu sunt profeți, ei au același mesaj, dar îl transmit către o lume care e departe de Dumnezeu. Spunea Apostolul Pavel, citind din 2 Corinteni, capitolul 5, despre acest mandat permanent în perioada Harului, versetele 18 la 20, și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu, care ne-a păcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, ne ținând socoteală păcatele lor și ne-a încredințat în nouă propovăduirea acestei împăcării. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Ferici de oamenii care își înțeleg slujba și duc mesajul împăcării, adrese de la Dumnezeu ca oamenii să se întoarcă la calea vieții. O astfel de chemare deosebită a avut Apostolul Pavel, el a înțeles-o și mărturisea, citesc din fapte 26, sunt în fața conducătorilor Imperiului Roman, fapte 26, de la versetul 17, el reia cuvintele care au fost adresate de Domnul. Te-am ales din mijlocul acestui norod și din mijlocul neamurilor la care te trimit. Versetul 18. Ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. De aceea, în paratei Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. A primit un mesaj de la Domnul și am provduit întâi celor din Damasc, apoi la Ierusalim, în toate Iudeia și la Neamur, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Ducea peste tot mesajul în împăcării. El n-a fost o chemare numai pentru apostoli, pentru orice rob al Domnului. Oricine poate să spună la cel de lângă el, a fi apostol e un mesaj mai special, dar oricare dintre noi poate la un moment dat chiar să aibă un îndemn deosebit să-i vorbească unui om. Au fost frați sau surori care Domnul a îngăduit să ajungă în spital și acolo să vorbească la cineva. Sau la locul de muncă, la școală. Spune Pavel către Timotei 2, Timotei 2 cu 24-25 că robul Domnului trebuie să fie gata oricând. să îndrepte cu blândețe pe potrivnici ca Dumnezeu să le dea mântuire și să se întoarcă la Domnul. Să se desprinde din cursa diavolului din care au fost prinși ca să-i facă voia. Aici se ridică o întrebare, ne poate Dumnezeu folosi? Profes nu suntem toți, dar să spui un om să se întoarcă la Dumnezeu, poți? Auzeam despre o tânără care, din ceva motive critice, s-a hotărât să-și pună capăt vieții și se îndreptat spre un pot de unde să se arunce în apă. Dar s-a întâlnit cu un bărbat sau o femeie, nu mai țin minte, credincios. Acesta a observat fața ei crispată, a intrat în vorbă cu ea și, în final, i-a fost salvat sufletul. Și întrebarea era: dacă te întâlnea pe tine sau pe mine, se întorcea sau își continua drumul spre sinucidere? Ne poate Dumnezeu folosi ca și factori direcți în mântuirea oamenilor? Doamne, ajută! Să ne oprim acum la factorii direcți interni, ceea ce ține strict de persoana în cauză. Noi am vrea să mântuim pe mulți, dar nu putem să-i mântuim, nici Dumnezeu nu poate face fără deschiderea lor. Dumnezeu vrea să ne cerceteze. Cum spuneam încă din prima lecție, poporul pentecostal, baptist, pocăiți din țara asta și nu numai, au nevoie de trezire dar sunt niște factori care țin strict de noi. În primul rând, renunțarea la idolatrie, la tot ceea ce stârnește gelozia lui Dumnezeu. Lucrurile sfinte nu pot să accepte slujirea la doi stăpâni. Sincretismul religios nu este posibil în viziunea lui Dumnezeu. Este incompatibil adevărul cu eroarea, lumina cu întunere, cu viața cu moarte. Acestea nu se pot împăca. De aceea spunea Iosua la sfârșitul vieții și mandatului său, citesc din cartea sa, capitolul 24, adresându-se poporului evreu, Iosua 24, versetul 23, scoateți dar Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru și întoarceți-vă inima spre Domnul Dumnezeul lui Israel. Deci nu te poți întoarce fără a elimina idolatria. Vă întrebați ce intră la capitolul idolatrie în vremea noastră? Pe mine mă uimește o parte din creștinism care acceptă sportul și o socotește ca o parte componentă a vieții. Ba chiar se mai încearcă și justificări că întărește spiritul de echipă. În loc să recunoască faptul că întărește spiritul de partidă, dezbinările, pismele și alte fapte rele. Ba mai nou și dansurile sunt socotite de unii aspecte culturale compatibile cu viața de credință. Nici vorbă. Tot ceea ce încântă lumea, tot ceea ce practică societatea în timpul liber, ține de idolatrie. Nu doar statui și icoane. Idolatria pentru evrei se derula în mod deosebit în ocaziile de sărbătoare și pe înălțimile țării. În vremea noastră televiziunea și internetul cu toate dimensiunile sale, locurile de petrecere, ceea ce este acum vara, de exemplu, toate acestea țin de idolatrie. Cine vrea să se întoarcă la Domnul trebuie să renunțe la ele. Dar cu un creștinist care până la a 12 stă la biserică, când povestea un păstor ce a fost în Statele Unite, apoi au mers cu toți, de la păstor până la prieten, la Oceanul Atlantic, Poate să vină trezirea? Nici vorbă. I-a luat apa pe vreo 2 trei. Atunci poate s-au mai speriat unii. Ridolatria nu permite întoarcere la Dumnezeu. Se constituie într-un blocaj total. Spunea Domnul foarte clar, Matei 6, cu 24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Ce înseamnă asta? Spune acolo, că inima e legată. Toate acestea sunt pasiuni, de exemplu, a fi microbist. E ceva ce te leagă. o femeie care urmărește un serial la televiziune, este dependentă în gândirea ei. Asta se va reflecta în vorbire. Și de fapt, diavolul prin aceste activități ne ia tocmai timpul care ar trebui dat Domnului în închinare. Sunt lucruri care se respingă în mod categoric de aceea Samuel despre care v-am citit mai la început, spunea el 1 Samuel 7 cu 3, cerința divină obligatorie, Samuel a să casea casa lui Israel dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul. Deci dacă e o întoarcere întreagă, serioasă, concret, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeu străini și astartele, îndreptați inima spre Domnul și slujiți numai Lui și El va izbăvi din mâna filistenilor. Eu m-am gândit cândva, după cum vremea noastră există idol și pasiuni pentru cei mari, dar există și pentru cei mici, cu siguranță că și atunci au fost ceva jucării idolatre pentru copilași. Dacă, de exemplu, un credincios se folosește de un moș Nicolae să-i spune la copil povești, nu va face decât să întârzie sau chiar să împiedice total pocăința lui și a copilului lui. Dacă acceptăm în casele noastre un moș Crăciun care-i frate geamăn cu Buda cel vesel al chinezilor, amândoi sunt roșii rotofei și plini de daruri, atunci cu siguranță că și copiii noștri n-au cum să-și întoarcă inima spre Domnul. Dumnezeu este foarte clar în această privință. Poruncile, prima, a doua și chiar a treia, stipulează în mod concret gelozia divină să slujim Domnului, Lui și numai Lui. Amin? În al doilea rând, dacă vreți să creăm un cadru propice pentru a ne întoarce la Domnul, pe lângă ai crea spațiul acesta prin îndepărtarea tot ceea ce este idolatru, de, străin de Dumnezeu și aferent lumii și influenței diavolului, în al doilea rând, așadar, trebuie să avem un plan, un proiect concret de apropiere de Dumnezeu, în care să ne gândim ce trebuie să schimbăm. Ar spune, trebuie să completăm dosarul pe care îl înaintăm înaintea Domnului cu toate actele necesare pentru că el să aprobe bugetul îndurării. Dacă noi facem ce ținem de noi, există șanse. În acest proiect se include ceea ce citim, de exemplu, în cartea Iona, capitolul 3. Oamenii aceștia au obținut îndurarea Domnului. Iona, capitolul 3. Citim de la versetul 8. Oamenii și vitele să se acopere cu saci să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor ce area și de la faptele de asuprire de care sunt pline mâinile. Asta înseamnă smerenie, rugăciune, post și schimbarea unor atitudini, să se întoarcă de la calea lor ce are strigat Dumnezeu prin profetul Isaia, capitolul 1, versetul 16 și 17. Spalați-vă, deși curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți rău, învățați-vă să faceți binele. Din acest învățați-vă să faceți binele, înțeleg că nu poate omul să se schimbe peste noapte, dar trebuie să fac exerciții. Dumnezeu poate să vină cu har, mai mult sau mai puțin. Dar așteaptă din partea noastră mai întâi un plan concret de schimbare. Să vadă ce facem. Sunt semne că ne întoarcem la Domnul. Mi-am amintit acum, erau copiii mai mici și. Am plecat cu microbuzul, cred să duc pe unii din cei mai mari la școală, cei de la grădiniță au rămas în mașină, am parcat, urma să rezolvă o problemă în oraș și am zăbovit peste cât știau ei, peste cât le-am promis. Și pe când vin, mă uit pe deasupra scaunului microbuz, nu-s cei doi băieți. Pe când mă uit între bancheta a doua și a treia, pe genunchi amândoi, cu mâinile împreunate, se rugau foarte solemn. Și când îi întrebă, ce cu voi? Am văzut că nu mai vii și ne-am apucat să ne rugăm. Ei, așa ceva vrea și Dumnezeu de la noi. Se vadă, ne punem să ne rugăm. N-avem noi har până nu dă Domnul, până nu vine ploaia trezire. Da, da, se vadă Domnul, depunem un efort să ne rugăm măcar cu puterile ce le avem. Va vedea Domnul ceva? durere la noi. Au fost situații în Vechiul Testament în care oamenii, ca și în cazul celor din Nive, s-au îmbrăcat cu saci. Asta ținea de ei. Am auzit recent un caz aici în România. O soție a unui frate și nu prea se ținea de pocăință, era amenințată de moarte. Asta spuneau și medicii și a vorbit și domnul. Efectiv s-a îmbrăcat cu un sac și o prețărat cenușă. Cum a citit? Și tare deranjant, ce da, dar am postit, am trecut peste toate și Dumnezeu m-a ascultat. Trebuie să se vadă anumite operațiuni care țin de hotărârea noastră, de ceea ce putem noi să facem. Și Dumnezeu va privi spre starea noastră. Citim din Ieremia 18, ce ne arăta acest adevăr, versetele 7 și 8. Deodată zi despre un neam, despre o împărăție, că îi voi smulge, îi voi surpa, îi voi nimici. Dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îl pusese mângând să îl fac. Deci atât când Dumnezeu se schimbă după ce vede la noi atitudini de pocăință. Doamne, ajută-ne! Aici este foarte important să ne smerim să plângem, să postim. Poate va spune cineva, frate, nu pot plânge când vreau, dar să postești, poți? Ia încerc. Unii oameni sunt în stare să postească mai degrabă dacă le spune doctorul decât predicatorul. În cazul acela se tem de moarte, dar în cazul nostru tot de moarte e vorba, încă ceva mai grav, de moarte spirituală. Citim tot din profeți, cartea Osea, capitolul 14, și apoi din Ioel, unde sunt evidente aceste acțiuni. Osea 14, versetul 1 și 2. Întoarce-te, Israel, la Domnul Dumnezeu tău, căci ai căzut prin elegirea ta. întoarce dar cum? Scrie în versetul 2. Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul, spuneți-i, iartă toate nejurile noastre, primește cu bunăvoință și îți vom aduce în loc de taur laud abuzurilor noastre. Deci să ne mărturisim, smerenia este strict asociată cu mărturisirea. Mărturisirea zâmbind nu are nicio valoare. Ea trebuie să fie marcată de o durere profundă. De aceea citim pe pagina din dreapta, Ioel, capitolul 2, versetele 12 și 13, dar chiar acum zice Domnul, întoarceți-vă la mine. Și iată atitudinea directă, internă a omului. Cum să ne întoarcem? Cu toată inima. Și asta înseamnă cu post, cu plânset, cu bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, că el este milostiv și plin de îndurare, de lung răbdător și bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le trimite. Pe exemplu, să ne amintim de Petru. El a avut nevoie, așa cum mi-a spus Domnul, scrie în Luca 22, versetul 32, și când te vei întoarce la Dumnezeu, Petru a avut nevoie de o pocăință ulterioară. Vom vorbi noi în lecțiile viitoare despre pocăința inițială și pocăința ulterioară, pentru cei ce au slăbit-o cu pocăința sau chiar s-au îndepărtat mai mult de Domnul. Și scrie în Luca tot 22, versetul 61 și 62, că a ieșit afară și a plâns cu amar. Domnul a iertat, dar plânsul i-a aparținut. Aceasta este datoria noastră, să ne smerim înaintea Domnului. Și în încheierea acestui capitol vă amintesc ca exemplu pe Ahab, fără să mai citim ceva, el a avut smerenia cu lacrămi, dar nu s-a lăsat de idolatrie și nu s-a putut pocăi. Pentru că și contextul nu i-a permis. El a avut momente. Așa sunt unii, vin la biserică, s-au cu ei, plâng, se mărturisesc, dar se întorc înapoi la prietenii lor. Și nu se pot pocăi. Trebuie să o rupem cu idolatria, adică să ne separăm de, de diavolul și de lume, să ne coborâm noi înșine și să așteptăm în lui Dumnezeu. El locuiește locuri înalte și în sfințenie, dar dai cu Duhul zdrobit și zmerit ca să învioreze. Asta e atitudinea premergătoare reformei. Încheiem lecția aceasta cu nădejde. Am citit din Ioel 2 cu 13 că Dumnezeu e milostiv și plin de îndurare. Dumnezeu nu disprețuiește începuturile slabe, numai să fie reale și statornice. Spunea profetul Osea în cartea sa, capitolul 12, versetul 6. Și aceasta trebuie să fie nădejdea noastră. Tu dar întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea și nădăjduiește totdeauna în Dumnezeul tău. Ferici de aceia care au prins izvorul, care poate să le aducă viață și îl vor lăsa să curgă în inima lor, căci Dumnezeu este bun slăvit să-i fie numele. Pe fondul acestor componente, stări premergătoare, cu mijlocitori, uneori cu pedepse, cu proroci, cu predicatori care ne vorbeze să ne întoarcem la Domnul. Prin atitudinea noastră de renunțare la idolatrie, prin smerenia înaintea Domnului și cu evitarea faptelor antireformă, asta e lecția următoare, pe acest fond apare luceafărul străucitor de dimineață și apare dimineața trezirii. Închei cu un citat din Zaharia, capitolul 1. În nădejde că Dumnezeu va împlini și față de noi ce a spus. Spune Scriptura aici de la versul 3, spune dar așa vorbește Domnul oștirilor, întoarceți-vă la mine. Și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Nu fiți ca părinții voștri. Și aici E dat exemplu unor părinți care s-au întors și tot unor părinți care nu s-au întors. Și închei cu cele scrise în versetul 6, partea a doua, partea pozitivă. Și atunci ei s-au întors și au zis, Domnul oștirilor ne-a făcut așa cum hotărâse să ne facă, după căile și faptele noastre. Deci oamenii care recunosc dreptatea acțiunilor divine, și văd ceea ce le revine lor, ceea ce trebuie să facă ei, aduc îndurarea Domnului peste ei. Așadar, haideți să ne facem partea și să ne dăjduim că Domnul va veni și va fi o ploaie binefăcătoare care va face să prindă viața în grădina Domnului. Amin.